Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Cernei Bogdan de la Cibrea Imobiliare. Ne aflăm în complexul Rotar Park 2. Vreau să vă prezint un apartament pe care l-am la închiriat aici în complex. Acesta este blocul. Blocul este din 2021. V-am mai prezentat odată complexul, o să vă fac din nou. Da? Ok, o să vă explic un pic unde ne aflăm. Suntem în Militari, pe drumul Osiei 1828. Atenția, nu se confunda cu Militari Residence. Încolo avem metro, da? În partea aceea avem McDonald's și arabesc. După metro avem Ocean Militar Shopping Center. În partea aceea este cea mai mare sală de fitness, se numește The Gym. În acea parte mai avem încă o sală de fitness când te duci spre metrou Preciziei, și mai avem o sală de fitness World Class în complexul Militar Shopping Center. Metrou, atenție, este la numai 10 minuțele de mers pe jos. Trebuie să știți că acestea ar fi locurile de parcare care sunt la liber, da? Și în spatele acestui bloc, iar locuri de parcare la liber, și în spatele acestui bloc, la fel, locuri de parcare la liber suficiente, da, momentan. Acolo o să fie montată o barieră, acces o să fie doar pe cartelă. De asemenea, o să fie montate și camere video în tot complexul. Ok, haideți puțin să vă prezint această superbă grădină, după care o să vă prezint un pic intrarea în bloc și mergem sus în apartament. Apartamentul, atenție, este la un preț corect, prețul corect pentru această zonă, cel mai mic preț pe care l-am în momentul de față la un apartament tip studio în acest complex. Avem o grădină minunată aici, cu iarbă care este udată mereu de aspersoare, da? Este o minunăție să stai seara aici, să-ți plimbi copiii. Atenție, câinii au un loc rezervat în acea parte, deci aici nu e voie cu căței pe iarbă. De asemenea, aici se poate vedea și un loc de joacă pentru copii, cu nisip frumos, gălătușă, chestici pentru cine are copil. Da, deci grădina este superbă, te încarcă cu multă energie. Bănci de stat, da, totul civilizat. Uitați, oamenii își lasă trotinetele și bicicletele copiilor pe iarbă, nu le ia nimeni. Ok, mergem să vedem un pic scara blocului, lifturile, după care urcăm în apartament. Revenim cu scara blocului. Interfon pe bază de cartelă. Intrare dublă cu uși de termopani. Aici avem cutiile de scrisori, a vizier în partea stângă. Holul blocului, repet, blocul este din 2021, deci aproape totul este nou. Există intrare și pe această parte din spate. Da, se poate intra și prin spate. Și acestea ar fi locurile de parcare care încă sunt la liber. Ok, vedem un pic liftul, după care mergem sus în apartament. Lift superb de la Valcris cu oglindă. Superb. Vă salut! Ok, revenim. Două lifturi. Acesta este apartamentul. Contorul de gaz. Și intrăm. Ok, apartamentul, acum azi blocul e din 2021, apartamentul se află la etajul 1 din 10, are o suprafață utilă de 45 de metri pătrați. Și în continuare o să facem un mic tur apartamentului. Este decomandat, total decomandat, living-ul este open space cu bucătărie, avem dormitor separat,
baie și balcon. O să vi-l prezint și pe acea. Ok, ăsta ar fi living open space cu bucătăria. Avem aici o canapea extensibilă. Un birou, o masă aici, un coffee table. Aici zona de dining cu două scaune. Avem centrală termică prin condensație, marca Imergas, foarte bună și face treaba foarte bine. Mașină de spălat gorenie, aragaz, cuptor Beko, avem și o hotă Arctic. Mobilierul aferent de bucătărie, ghiuvetă, spații de depozitare. Mai avem aici o combină frigorifică Arctic. Haideți să vă prezint dormitorul. Dormitorul aici mai încape un birou, un șifonier, cine vrea să-și aducă și crede că nu are spații de depozitare sau vrea să-și mute birou aici. Avem doi soldați pentru depozitare, pat cu ladă de desubt pentru depozitare, perdele, draperii, avem plase de țânțar la toate geamurile, aici la fel o comodă de dormitor cu un televizor Samsung LED. Dormitorul dă în balcon. Haideți să vedem balconul, după care o să vedem un pic baia și hol. Acesta este balconul, un balcon unde se poate sta la fumat sau să stați să serviți o cafeluță, să întindeți rufe, ce doriți dumneavoastră. Apartamentul este pe nord, da, deci nu e călduros, nu avem soare, asta soare foarte mult ziua. Astea sunt locurile de parcare din spate care vă ziceam că sunt la liber, încă nu se știe, 6 luni, un an. Ok, vedere liberă către nord. În partea aceea, da, ca punct de reper, este militar rezidenț, dar atenție, nu ne aflăm în militar rezidenț, ne aflăm în sectorul 6, pe drumul osei 18-28, la numai 10 minute de metrou preciziei și cu la 200 de metri, să zic așa, de toate autobuzele care sunt în zonă și merg în centru. Ok, am văzut și balconul. O să mergem să vedem baia sau holul, că suntem aici, holul, un hol pe pătrat. Acolo avem panoul de siguranțe, internet, cablu TV există, na, internet Wi-Fi. Haideți să vedem baia, mai mult decât civilizată, na, avem cadă. Toate bateriile, atenție, sunt Grohe, adică de calitate. Dezvoltatorul chiar a lucrat cum trebuie aici. Mască, chiuvetă, oglindă. Din nou, hello. Așa, avem aici un calorifer Port Prosop. De asemenea, sus avem un ventilator pentru extracție, mirosuri, umezeală. Da? Când faceți un duș, puteți să-i dați drumul după ce ieșiți din duș. Ok, eu am fost Ciornei Bogdan de la Cibruial Imobiliare și vă aștept să închiriați un apartament la cel mai mic preț pe care l-am în momentul de față, l-am închiriat în acest complex. O zi bună vă doresc!